Mă gândeam zilele trecute, cam cât timp va mai reuși Răzvan să găsească oameni care să răspundă întrebărilor lui. Cât vrea el, nu? Dar să știți că și pe el îl preocupă treaba asta. Ce să-i mai întrebe pe oamenii lui pentru emisiune? Dacă aveți idei de întrebări pentru Vox Populi, nu ezitați să ni le transmiteți pe pagina noastră de Facebook. Așadar, astăzi ne facem încălzire. Vox Populi. Astăzi începe pe TVR, sigur prindeți, emisiunea Starea Nației cu Dragoș Pătraru. Nu știu dacă ați auzit de emisiunea. Pătraru sau Pătraș? Pătraru. Dragoș Pătraru. Am auzit acest vreau de domnul Dragoș. Eu fac aceste interviuri pe stradă și vreau să vă întreb, Răzvan Anghelescu, ce să întreb eu lumea pe stradă? Ce subiecte sunt importante pentru România zilelor noastre? Despre ce să vorbesc cu oamenii? Foarte multe, sunt foarte multe de vorbit în România. Spuneți-mi două importante pentru, nu știu, țara noastră. În primul rând este vorba de economie și de bugeturi. În ce să-i întreb? Câteva idei de întrebări. Ei, nu știu. Nu știu. Despre ce să-i întreb? Nu știu, e prea de dimineață, nu mă... Nu știu, despre școală, să spunem că aș vrea să întreb despre școală. Ce să întreb despre școală? Ce se pare că nu merge bine în școala asta din ziua de azi? Și să, nu știu, să întreb eu lumea pe stradă. Păi, de absențe, știi? De absențe? Da. Tu ai spus că sunt? Prea multe ore. Prea multe ore. Ar trebui mai puține, nu? Da. Sunt... Și mai multe pauze. Da. Pauze. Și tu de absențe, ce ai de absențe? Să se motiveze mai multe. Despre ce să vorbesc cu oamenii? Despre canalele astea care le înfundă, da? Da. Cu diverse cartoane. Sporturile naționale care sunt, cum ar fi fotbalul, tenisul. Deci să întreb despre lucrurile astea și mai spunem un domeniu. Și despre... ce matriile istorice care sunt. Despre curățenia asta, despre copacii ăștia pe care i-au pus, sunt foarte frumoși. Da. Dar rădăcinile lor intră în curțile oamenilor, castanii ăștia, și fac o mizerie. Închetă fac aici, doamnă, cu copacii ăștia. Dacă vreți, despre câinii vagabonzi. Abordez și subiectul ăsta, doamnă, cu câinii, doamne, păi nu să... Dar nu poți să treci pe străzi. Nu poți să treci, nu poți să treci. Vin cu mașini de ultimul tip, cu saci, și lasă câinii peste tot.